Este alertă Ilfov după ce sute de oameni din mai multe localități au reclamat că li s-a făcut rău din cauza substanțelor folosite pentru combaterea țânțarilor. Cei mai mulți au povestit că au tușit 10 de minute, au avut usturimi în zona ochilor și chiar stări de vomă. Responsabilii au oprit operațiunea, dar insistă că au folosit aceleași soluții ca până acum. În comuna Berceni, dezinsecția a început aseară, în jurul orei 23. Substanțele folosite împotriva țânțarilor i-au afectat pe oameni. N-am avut aer până la 11:30. Am și strănutat, am și tușit, am și vomitat. Eram aici, mâncam și dintr-o dată am început să tușesc. Deci, efectiv, eram... Eram așa... Probleme au avut în special cei care erau afară în timpul dezinsecției. Mașinile au pulverizat din stradă, dar substanța a ajuns și în curți, povestesc oamenii. Pentru că multora li s-a făcut rău pe loc, muncitorii au oprit acțiunea, deși n-au acoperit decât 40% din totalul străzilor din comună. În scurt timp, la primarul comunei au ajuns 10 de reclamații. Edilul i-a alertat imediat pe șefii județului. Nemulțumirea și neliniștea mea a fost când doamna director mi-a spus că oamenii pe timpul când se face dezinsecția trebuie să stea în casă. Atunci am contrazis-o și am spus că eu niciodată nu am fost informat. Sper să fie o eroare decât să fi pus mai multă soluție. Și sper ca această soluție să nu fie toxică. Și părerea mea, de ce altă dată nu s-a întâmplat și oamenii n-au fost afectați și n-au sunat și n-au suferit? Aceleași probleme au fost și în Popeștile Ordeni. Pe grupurile de pe Facebook s-au strâns sute de comentarii în care oamenii acuzau stări de vomă și dureri de cap. Unii au chemat ambulanța, iar după miezul nopții au ajuns în zonă și pompierii, care au făcut măsurători în aer. Substanțele nu au depășit pragul de alarmare, arată raportul ISU. Stropirile împotriva țânțarilor în Ilfov au început în aprilie și se fac de 2 ori pe lună, atât din aer cât și terestru. Acum, misterul este cu atât mai mare, cu cât dezinsecția s-a făcut simultan în 9 localități. Dar numai în Berceni, Popeștile Ordeni și parțial în Bragadiru substanțele i-au afectat pe oameni. Insecticidul se numește Solfactrio și a mai fost folosit, spune președintele Consiliului Județean. M-am gândit și eu la chestia asta ca concentrația să fie greșită, dar n-am primit reclamații din celelalte localități. Cei de la Consiliul Județean Ilfov vor anunța luni rezultatele verificărilor. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.